sistemul vascular de la noi din țară este ticăloșit. Cum vi se pare dumneavoastră? Este sistemul ticăloșit? Este. De ce, doamnă? Pentru că n-a făcut ce a vrut lume. Cine n-a făcut? Cine? Băsescu. Deci sistemul nostru vascular este foarte prost sau cum? Da, cine? Pentru că alocațiile sunt foarte mici. Pare corupt sistemul vascular sau cum este? Corupt de toată țara, știi? Dar, nu știu, pe mine oricum nu mă ajută nimeni cu nimic, sau pe tine, sau pe el, sau exact. Pe cineva, înțelegi? Așa că nu prea am dat cu părerea că și dacă mi-aș da, tot nu mă ajută nici cu vreun loc de muncă, nici cu îmi face mie vreun avantaj. Domnul Băsescu este de vină că sistemul vascular este ticăloșit? Eu așa cred. Sistemul vascular este ticăloșit, este adevărată? Da. Cine e doamna principalul vinovat? Băsescu. Singur, doamna? Cu toți ai lui acolo în care e. Da. Se poate face ceva, doamnă, să-și revină sistemul vascular? S-ar putea că da. Ce e, doamnă? Să se schimbe, să bage tineretul la muncă, să nu mai stea pe drumul. Eu, de exemplu, sunt casnică de atâția ani de zile. Eu nu-mi permit copilul să-l las singur în casă să plec la muncă. De ce, doamnă? Pentru că nu sunt ajunsuri. Spune că sistemul nostru vascular este unul corupt, ticăloșit. Cum vi se pare dumneavoastră declarația asta? Eu cred că e corupt. Vi se pare sistemul nostru vascular? Toți care vin, toți, eu apă și un pământ. Chiar dacă pleacă ăla, vine ăla la toți. Sunt corupți toți. Da. Și sistemul vascular cum este până la urmă? Este... Da. Nu e bun nici ăsta, nici care vine. Nu vi se pare bun? Niciodată nu o să fie bine. Se poate face ceva cu sistemul ăsta vascular să-și revină? Se poate. Ce, doamnă? Nu știu. Avem nevoie de alți politicieni sau de altă abordare? Cum vedeți? Păi normal că avem nevoie. În ceva mai bine. Care ar fi să caracterizați într-un cuvânt sistemul vascular, care ar fi? Super prost. Super prost. Da. Și spuneți că și domnul Băsescu, care a făcut afirmația, e și el de vină. El e singurul vinovat. Da. Am înțeles. Spuneți că vă afectează foarte mult faptul că sistemul vascular este corupt, ticăloșit. Da. Vă afectează în viața de zi cu zi, spuneți. Da, că nu sunt bani, e traiul foarte scump. Ce să trăiești? Dintr-o alocație de 42 de lei poți să ții un copil la școală? Foarte greu, normal. Unele părți s-ar putea să fie, să aibă dreptate. Înțelegeți? Nu total. Adică nu tot sistemul vascular spuneți că este acolo, și doar anumite părți. Care anumite părți? Părți. Care? Ar fi bine să nu comentez. De ce? Pentru că n-are rost. Spuneți-mi dacă vi se pare un sistem vascular ticăloșit sau nu. Este. Sunteți mulțumită de sistemul nostru vascular? Da. Eu nu sunt. Dumneavoastră sunteți, dar spuneți că este ticăloșit pe de altă parte. Păi e. E în general, dar dumneavoastră de ce sunteți mulțumită de sistemul vascular? Nu știu, eu nu prea am nevoie. De sistemul ăsta? De sistemul ăsta. Sistemul vascular pare unul ticăloșit, corupt? Normal. Domnul președinte Băsescu, are vreo vină că sistemul nostru vascular este ticăloșit? Poate și el și alții. Sistemul nostru vascular este ticăloșit. Cine e principalul vinovat? Cine? Da. Cei care au fost Iliescu. Aolo, ați ajuns la Iliescu? Păi ăla, de la acolo pleca toate. De la ăla. La Iliescu. Se mai poate face ceva ca sistem? Niciodată nu mai reveni sistemul vascular? Niciodată. Poate face ceva ca sistemul ăsta vascular să-și revină, să nu mai fie atât de corupt? Să găsească pe cineva care să poată să conducă țara cum trebuie. Eu sunt singură, n-am nevoie. Nu aveți... Servicii nu avem. Copiii mei sunt fără servici. Cu 12 clase, facultate. Și asta e. Să tragem concluzia dumneavoastră, nu aveți nevoie de sistemul vascular. Nu. Eu, sinceră să fiu, nu. Pentru că locuiesc singură. Concluzia, spuneți că sistemul nostru vascular este ticăloșit. Este la pământ. Da. Și de vină sunt oamenii politici. Pare că sistemul ăsta vascular se poate îmbunătăți vreodată? Aș avea încredere. În cine, domn? Cine ar putea să facă lucrul? Nu știu, cred că dacă s-ar schimba tot guvernul, cred că da. S-ar îmbunătăți sistemul vascular? Dacă s-ar schimba tot guvernul, spuneți. Tot guvernul să se schimbe și avem încredere că poate să schimbă ceva în țara asta.